amicii noștri gardieni aliați au de suferit. De exemplu, flora intestinală afectată de antibioterapie se creează o breșă care poate face loc agenților patogeni să agreseze direct organismul uman. Un copil în uterul mamei sale se află într-un mediu steril, iar după naștere ar trebui să-și găsească rapid aliații potriviți pentru rolul de gardieni la nivelul porților de intrare. Și cea mai la îndemână sursă este, bineînțeles, mama. Pentru că aceasta are deja o serie de aliați bine antrenați și pregătiți pentru viitorul mediu de viață al nou-născutului. Transferul de aliați se face foarte simplu, prin contact direct între mamă și făt. Cel mai intim contact între cei doi este momentul pasajului prin filiera pelvigenitală, adică nașterea naturală, care are loc treptat dinspre mediul intern steril spre mediul extern nesteril, potențial agresor. Copilul reprezintă un mediu propice pentru microorganisme care își vor intra foarte rapid în rolul de gardieni ai porților de intrare. După filiera pelvigenitală, următorul moment important în transferul de microorganisme îl reprezintă contactul piele pe piele între mamă și copil. După aceasta este subtul la sân și legat de aceasta alăptatul cu toate beneficiile aduse de laptele matern. În tot acest peisaj, operația de cezariană aduce niște scurtături care au potențialul de a compromite viitorul aliaților nou-născutului sau chiar are potențialul de a face loc unor microorganisme agresoare în locul celor aliate. Aici ar trebui să intervină medicul și să faciliteze transferul de microbiom dintre mamă și făt printr-o manevră nu tocmai elegantă. Din nou, este un argument care să încline balanța în favoarea nașterii naturale și în defavoarea operației cezariene la cerere.